la un nou clip. Astăzi am revenit cu un clip care mi-a fost cerut cam de când m-am tuns. Și anume, cum mi aranjez eu părul. Astăzi vă arăt cum mi aranjez părul. După cum știți, prin decembrie mi-a tunat să mă tun, mi-a tăiat părul. De atunci a crescut ceva, a crescut de mult din decembrie și până acum. A ajuns în punctul în care se numește un lob, adică un long bob, ceva de genul ăsta. Am de gând să-l las să crească, nu-l mai tund, nu vreau să rămân cu părul scurt. A fost doar așa o fază prin care am trecut, mi-a trecut faza. Și acum, de-a domnul, să vă arăt cum îl aranjez, cum mi-l coafez când e scurt. Eu, spre deosebire de alte youtuberițe sau alte fete care se tund, eu consider că părul lung se întreține mai ușor decât părul scurt. Pentru că, de exemplu, un exemplu clasic este că atunci când ți se îngrașă părul, poți să-l pui într-un coc sau într-o coadă sau eventual să-i pui și ulei dacă vrei ca să-l faci și mai lucios și ai terminat cu el, însă dacă l-ai scurt trebuie neapărat să-l speli. Și dacă n-ai timp să-l speli, eu un chin și jumătate și dacă n-ai timp să-l coafezi, iară nu stă ca lumea și din punctul meu de vedere părul scurt este mai dificil de îngrijit decât părul lung. Și credeți-mă, am trecut prin toate stadiile și de păr scurt și de păr lung și da, nu, eu prefer părul lung. E mai ușor de aranjat, e mai ușor să te joci cu el și de asemenea când n-ai chef sau timp de el, îl arunci acolo într-un coad sau într-un coc și ai terminat. Și tocmai din cauza asta am senzația că de mie îmi ia mai mult să-mi aranjez părul la lungimea asta decât la lungimea aia când era până pe aici, așa, nu-l vedeți, de ieșa din cadru. Nu știu, îmi ia mai mult pentru că trebuie să îndeplinesc mai mulți pași și... Bleh. În fine... Am fost întrebată iarăși de rutina mea de îngrijire a părului. Sinceră să fiu, nu am schimbat mare lucru. De fapt, nici nu știu dacă am schimbat ceva în rutina mea de îngrijire a părului. Am scris de curând un articol pe blogul meu. Dacă vreți să mergeți acolo să citiți mai multe despre rutina mea de îngrijire a părului, mai multe detalii, mergeți acolo, vă las linkul în bara cu descriere și acolo o să găsiți mai multe informații despre ce fac, cum îmi îngrijesc părul și așa mai departe. În principiu, astăzi vreau doar să vă arăt cum îl aranjez într-o zi în care vreau să-l ondulez, vreau să fac să arate mai voluminos, așa, să ai mai mult volum, să fie mai băgat în priză. Da, cam atât pentru astăzi. Da și voi un like și un share la clipul ăsta și ne vedem în următorul clip. Ok, până la marea zbârleală, întâi de toate am aplicat niște șampon uscat, cu toate că abia mi-am spălat părul, dar l-am aplicat pentru puțină textură și credeam să-mi mențină volumul mai mult timp. Și da, l-am aplicat înainte să filmez, așa că, așa. Aveți grijă să vă scuturați bine părul, să-l amestecați bine în păr ca să nu se vadă. După aia, un pas extrem de important, extrem de important, este să aplicați un spray termoprotector. Eu l-aplic pe ăsta de la Gero Vital, care îmi place foarte mult, ci că ar fi și un tratament ceva, habar n-am ce face, dar funcționează. Am observat diferența, dacă nu-l folosesc o dată sau de două ori, se vede diferența, mi-o sucă părul, ondulatorul sau placa de nu se vede, fără el. Dacă-l aplic, e tot ok, arată bine părul meu, e... super, îl recomand, îl găsiți în magazine, ieftin, bun, luați-l. După aceea am mai piaptat o dată părul ca să distribui foarte bine serul ăsta prin păr, ca să fiu sigură că tot părul e protejat și mă apuc de treabă. Ondulatorul pe care îl voi folosi este același pe care l-ați mai văzut de 11 miliarde de ori la mine pe canal și pe care îl folosesc tot timpul pentru că îmi place, de la Remington, dar intrați pe blog, o să găsiți acolo un link către el de unde găsiți mai multe informații și de unde îl puteți cumpăra și așa mai departe. Și întotdeauna încep cu șuvițele din jurul feței, le ondulez către exterior. Dacă vedeți ce fac eu aici și vreau să fiți atente la felul în care am poziționată clema și sensul în care învârt ondulatorul. Asta este foarte important pentru că multe fete se plâng că nu le ies onduleurile și vreau să fiți atente la chestia asta. Noșamul de aici începe toată distracția și de ce zic eu că mi-a mult timp. După ce am terminat cu prima șuviță, iau o șuviță cam de 1 cm grosime și astea se numesc onduleuri verticale. De ce se numesc onduleuri verticale? Pentru că în momentul în care iei șuvița, fac o cărare verticală, nu orizontală. Alea orizontale, am băut 3 doze de Pepsi, excuse me, alea orizontale arată altfel și mă rog, altă discuție. Dar astea verticale, iau șuvița și o împart în două, partea de sus și partea de jos. Partea de jos, dacă vedeți voi bine aici, o ondulez spre interior, adică exact în sens opus, sens invers față de prima șuviță.
și stau cu ea așa, o ondulez și după aceea iau partea de sus a șuviței, partea de sus pe care o iau și o ondulez ca pe prima șuviță, adică spre exterior. Pe mine ce mă interesează este să fac un fel de contrast între cele două bucăți ale șuviței, între aia de sus și aia de jos, ca nu cumva să se lipească după ce îmi zbârlesc părul, să nu se unească și să devină o singură șuviță și așa îmi dă mai mult volum. Și când iau următoarea șuviță, o să vedeți că schimbăm. No, la următoarea șuviță iau partea de jos și o ondulez spre exterior, dacă vedeți în imagini, și partea de sus o ondulez spre interior. Adică exact invers de ce am făcut la șuvița de dinainte. Adică dacă vă gândiți, nu știu, fac cumva șuvițele în zigzag, dacă înțelegeți? Vă imaginați? Pricepeți? Da. Ideea este că fac chestia asta pentru a avea mai mult volum, pentru a da impresia de mai mult volum părului și să stea cumva mai umflat, mai zbârlit, mai înfoiat, așa, pentru că când e scurt îmi place să la mai zbârlit, așa, mai înfoiat, nu știu, mi se pare că se potrivește. Ei, și alternez la modul ăsta șuvițele între ele până termin toată partea asta, iar pe partea cealaltă fac aceeași poveste, adică nu se schimbă nimic, la fel, șuvițele împărțite în două și ziguzagul, ziguzagul. Lăsați un comentariu dacă știți de unde vine chestia asta cu ziguzagul. You are the best, by the way. Și prin magia editării am terminat. Yuhu! Da, îmi prind șuvițele astea din față, le prind într-un mod foarte sexy, după cum vedeți, îmi stă super bine și sunt extrem de sexy, dar le prind așa pentru 20 de minute, timp în care las părul să se răcească, fac alte chestii și după aia zbârlesc părul. După aproximativ 20 de minute îl eliberez și încep să-l zbârlesc, să separ buclele. Pentru asta folosesc puțin ulei din ăsta extraordinar de la Elsev. Îl știți, l-ați mai văzut la mine pe canal, nu-i prima dată când vi-l arăt. Îl folosesc ca să dea puțin strălucire părului și îmi separ cu degetele buclele, pur și simplu, și le zbârlesc până cred eu că au ajuns suficient de zbârlite. Apoi aplic puțin fixativ și dacă vedeți, îl aplic de la distanță pentru că nu vreau decât să-mi potolesc puțin antenele, nu vreau să se pună pe păr și să devină creponat și atunci îl aplic de la o distanță destul de sănătoasă. Chiar dacă pare că pun mult pe păr, nu ajunge așa mult, mai mult a ajuns în gura mea și mai mult l-am înghițit. Și cam asta e tot pentru astăzi, cam așa mi-aranjez eu părul. Aici vedeți un before and after. Cum vi se pare. Lăsați-mi sugestii de clipuri viitoare, pentru clipuri viitoare, dacă vreți. Cam atât, v-am pupat și ne vedem în următorul clip. Ciao, ciao!